Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre MyCashBar. Deci în acest video vreau să explic plata care am primit-o la începutul lunii aprilie pentru luna martie. Deci așa jos, când intrăm în direcția Earning, plăți. Se vede că pentru martie am avut 9189 de puncte. Rata de plată, deci pentru 1000 de puncte, deci pentru 1000, nu pentru un punct, să aveți în vedere, s-a dat 4,41. În total, am 42 de cenți. Dacă vreți să vedeți, dacă sunt corect, luați calculatorul și împărțiți de pildă 0, 4, deci suma totală care o aveți. Aici. 4, 2. Împărțim la 0, 3, 6, 0, 4, 4, 1. Și iese 9500. Deci 9, 3, 5 a luat, au rotunjit. Dar la mine că tare 9, 3, 6. 189.000. Deci, asta e. Deci, plata merge pentru 1000. De... Da, asta și pe e-mail, că tare mi-a venit informația. Au dublat. Слава интернету. Ша, здесь май аз. Со калькуляцией та, со где-то че искриска. Пилу на дата. Пентру миди пункти солдат. Зеро патру. 41 dolari. Adică 4 cenți și 41. Și asta cât s-a calculat. Acum, ce am vrut eu să mai spun? Deci, eu aceste 9000 și ceva de puncte le-am făcut din 20 martie, practic în 10 zile. Deci lunar, primești că eu aș face undeva vreo 30.000 cu acea echipă care o am acum. Dar ca să facem mai mult, trebuiește, uitați aici, este chiar calculat, deci am 22 de referali, intrând și jumate undeva lucrează. Dacă intru aici, o să vedeți că din 22, mulți 0, deci oarce ei nu pornesc programa dat. S-au înregistrat și au lăsat 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 din primul nivel, este și nivelul 1, și din nivelul 2, din 5, iar 3 nu lucrează. 9 din 22, primește undeva 13. Iar fiecare lucrează diferit. Căci uitați-o. Eu azi când fac video e data de 3 aprilie. La mine s-a primit așa că pe 1 aprilie am instalat un antivirus nou, Norton. Care el sunt bar, mi-a arat când intru pe site-ul. L-am instalat și el mi-a șters programa dată. Și astăzi, pur și simplu, am reinstalat din nou programul, deci merge normal. Că așteptam să vină plata. Când am văzut e-mail-ul că 3 ore în urmă, la 11 ceva, cum ora 2 când fac video, cât s-a calculat, am intrat să
acordene și am instalat din nou programul. Și deci am eu până când URL, de când e pornit și am 60 de puncte. Când din la referale am deja 1200 de puncte, deoarece ei două, trei zile lucrează, deci ei au două zile în plus față de mine lucrate, de ce eu am așa puțin. Dar luna trecută, din ceea ce am făcut, jumate am făcut personal undeva, deci de 9189 de puncte care au fost calculate, jumate undeva sunt a mele făcute. Din referale, adică eu singur aveam acumulate puncte atâta cât au făcut de pildă 10-13 referale. Că e treptat să uneau, nu s-au unit toți într-o zi. Dacă ne uităm la informația, deci se vede pe 28, pe 27, pe 26, pe 25, pe 24, că s-au înregistrat, 23, 22 și în prima zi pe 21. 5 din 5 iudeți numai 2 lucrează, care în prima zi și așa mai departe. Deci oamenii au fiecare viziunea lor. Deci aici e gratis programul acesta. Și aici nu avem cum să pierdem. Deci, în primul rând, uitați-vă. De unde vin banii aceștia? Compania. Deci, plasează reclamă. Și clientul plătește în felul următor. Deci, pentru 10.000 de vizualizări, de pildă el comandă, adică să arăte reclamă de 10.000 de ori, la diferiți oameni. Pentru asta, persoana care face publicitate pe acest site dă $1 sau, eu știu, 100.000 cu $9. Și așa mai departe, deți prețurile. Sau pentru alte funcții, de pildă, el plătește pentru click-uri, de pildă pentru aceea că eu, de pildă, m-am uitat, mi-a plăcut și am făcut click. Deci am făcut click, pentru astfel de 10 de click-uri, el dă $1. Adică, pentru asta se plătește de comandatari de reclamă. Anume, ori pentru click-uri, ori pentru vizualizări. Știți, eu am trecut la site și deja mă uit mai încoace. Aici face cineva o reclamă, o matrice. Câte nivele, adică să nu pierdem. Ideea e clară, deci pentru ce se dă bani. Acum uitați-vă, pentru 1000 de vizualizări, dacă vedeți, sau de puncte, compania nouă ne dă în jur de 4-5 cent. Pe când de la client iese că 1000 de vizualizări e 10 cent. Deci diferența undeva e câștigul companiei. De ce? Eu cred că n-are de unde se pierde compania. Și așa, deci uitați-vă, dacă fiecare ar invita măcar 5 referali, atunci în 5 nivele s-ar primi așa o echipă. Și fiecare dacă ar face câte 1000 de puncte pe lună, ar ieși atâtea puncte. Deci uitați-vă, vedeți așa, 5 referali fac câte 1000 de puncte. Iar restul referali fac câte 5000 de puncte, așa e calculat, că noi avem de la referal 20%. Și acum din 5000, 20% este 1000. Și să primești că 25, câte 1000, la fiecare. Noi avem ca bonus. Și deci, din
3 no suit change. Me undeva sunt promisă. Dacă mulțim cu... De pildă, dacă am avea așa o cantitate de parteneri. În luna asta noi am fi primit așa ceva. Mulțim cu 0, 4, 4, 1. Deci în jur de vreo 100 și ceva, 170 de dolari. Adică cu așa o echipă, deci poți să faci un venit din nimic, adică în sens că programa e instalată, ea acumulează, e vorba de 5.000. Dar ați văzut că eu singur în 10 zile am făcut 5.000. Adică lunar, suma asta ar putea să iasă cu așa o echipă mai mult. Dacă fiecare ar face, știu, 15.000 de pildă. 15.000, adică reși vreo 500 de dolari cu 4 milioane. Eu în THV Global de pildă, în 5 nivele avem o echipă mai mare. De pildă, uitați-vă, 5.700 cu 4.200 este 9.900 cu 7, 16.900, 19.400. 19.400 de oameni. Adică să ocotiți, adică 19.000 de 5 ori mai mult. Adică, de tăși am spus, poate făcut și 1.000 dolari aici, să ai o echipă, pilă 20.000, asta iese vă 2.000 dolari. Undeva pe lună. Fără investiții, fără nimic, doar pornind acest program. Deci, vedeți și singur. Deci, ideea care că aici trebuie cât mai multe persoane informate ca să instaleze acest program și să vă aducă punctele. Deci eu cât vorbesc, treptat la mine vedeți așa cresc punctele. Cât am făcut video, s-au mai donat încă 6-7 puncte. Și de la referalte, dar la fel. Și aici, uitați, vedeți până când eu am din două nivele. Lucrează oameni cu ceva în primul nivel și din 5-2, doar la nivelul 2. Iar mai departe nu se dezvoltă. Dacă s-ar activa fiecare și s-ar implica în invitat, ar ieși altă sumă. Dar tot e un venit în plus. Deci bani la bani se adună. Adică cât de puțin, dar tot se poate de adunat aici bani și pe urmă de investit în alte proiecte unde deja ne frică să investim banii noștri proprii. Deci, dar câștigându-i din altă parte, de pildă pe așa site-uri, fără investiții. Deci, se poate de riscat, de vărât în alte proiecte care mai riscante. Aici eu nu cred că este risc, doar riscul că să se termină clienții de publicitate la compania dată. Atunci noi nu vom avea ce câștiga. Da, și plata se face, sunt multe video, am văzut eu. Pur și simplu sunt în limbi care nu le înțeleg, dar am văzut și la ruși plata primită de oameni. Deci se plătește. Se plătește. Am văzut pe PayPal video persoana scos. Se scoate de la 5 dolari, știți? Bitcoin, Paisa și prin check. Când o să fie 5 dolari, o să apară un buton de dat-l scos. Până când nu pot scoate. Aici noi schimbăm parola, ori indicăm sistemul de plată. Deci, eu am indicat Paisa și Bitcoin. Eu mă interesează cât are Bitcoin. Scot Bitcoin și să cumpăr. Sunt multe site-uri cu criptomonete, unii se poate de investit și de făcut bani. Cam atât ce am vrut să spun. Deci puteți acest video a meu, cum se instalează programa, să îl descărcați. Kilobyte. Știi ce? Pe să și o pornesc.
Aici un video ce se câștigă gratis de la 5, de ce de la 5, deoarece la 5 se poate discute aici. Și până la mic, am spus, dacă să ai echipă de vreo 10-20 de mii, sigur faci mii de dolari pe lună aici. Și cum am spus, echipe de mii e real de făcut, doar de invitat. Deci se poate pornit din făcut înregistrări pe diferite site-uri de promovare și de adunat referali. Treptat, deci, eu știu, peste jumătate de an, posibil și aici eu să am câteva mii de referali. Că abia în 10 zile din martie am 20, până când treptat, treptat ei o să crească numărul și eu cred că asta e real. Am făcut mii de dolari aici, pe lună. Toate că cum o să vedeți, se vede așa o cifră mică. 42 de cenți. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.